ajungem acum și suntem aici pe drumul principal. Foarte tare aici și nu știu exact ce o să se audă, așa că vorbim mai încolo un pic când intrăm un pic în pădure. Aici este intrarea în parcul național, pentru că este un parc național, acești munți reprezintă un parc național. Se plătește o taxă la intrare, acum nu știu dacă tot o să fie. Și de aici încolo, pe propriile picioare, vom urca pe creastă. Cred că sunt trasee de bicicletă. Salutare și bine v-am regăsit și m-ați regăsit pe canalul de YouTube Acasă în Natură. Episodul de azi nu va mai fi despre Munții Carpați, ci va fi despre o altă grupă de munți, niște munți mai vechi, de fapt cei mai vechi munți din România, mai exact munții Dobrogei, grupa munților Măcin, grupa principală a munților Dobrogei. Mă aflu aici din nou cu Marian, este figura oficială a canalului de acum înainte, cu el voi face cam toate drumețiile de acum înainte. Marian o să fie a doua persoană, al doilea personaj din marea majoritate ale viitoarelor episoade. Știe foarte multe zone frumoase și cu ocazia asta o să vă arăt și vouă, și viitorul canalului va fi cu astfel de zone. Așa că dacă încă nu v-ați abonat la canal, abonați-vă și fiți la curent cu următoarele drumeții, următoarele episoade din munții României și nu numai. Astăzi ne aflăm în munții Măcinului, cei mai vechi munți din România. S-au format în urmă cu vreo 400 de milioane de ani. Nici bine n-am urcat și uitați ce se vede în stânga mea. Toată Dobrogea. Bună ziua. Munții ăștia sunt destul de frecventați de turiști. E jos acolo, este plin de corturi în vale. Planul de azi este să ajungem în creasta Pricopanului și să trecem de cel mai înalt vârf de aici, care este de 370 de metri. Cel mai înalt din creasta, din creasta asta, din masiv. Haideți să vedem și în spate cam cum se vede creasta. Un fel de făgăraș amestecat cu parâng, amestecat cu retezat în miniatură. Trece sau vom înopta chiar în zona vârfului Sulucu Mare. Vedem în funcție de condițiile meteo. Astăzi se anunțau ceva ploi. A fost o ploaie slabă mai devreme, la început când eram jos pe șosea. Acum văd că e ok. În funcție de vreme vedem dacă vom înopta chiar pe vârf sau undeva mai ferit, undeva într-o pădurice. Aici traseele variază, Cruce Albastră vine dinspre nord, nu știu exact din ce localitate, dar traseul principal de creasta aici este Bandă Albastră, care merge pe toată creasta și coboară undeva mai la sud. O să vă mai arăt pe traseu.
și trece, bineînțeles, și prin vârful cel mai înalt, prin vârful Sulucu Mare, de pe creasta asta. Avem și un panou informativ, dacă doriți să puneți pauză să citiți, de când datează munții aceștia. Zici că ești într-o junglă aici cu sunetele astea. După cum ați văzut mai devreme, pe aici mișună tot felul de insecte, așa că dacă aveți de gând să campați aici, mare atenție la căpușe, în primul rând, și la vipere. Este o zonă pietroasă, e o zonă aridă, uscată, și apropo de zona uscată, aveți grijă vara. De fapt, vara nici nu este indicat să veniți vara aici, în lunile cele mai toride, gen iulie și august. E indicat să veniți ori lunile mai și iunie, ori septembrie-octombrie, deoarece puteți avea probleme serioase cu deshidratarea și cu căldura. Toată creasta munților este expusă la soare. Există și pădure, bineînțeles, o să vă arăt puțin mai încolo, adică în ziua de mâine, când o să ajungem și noi în pădure. Trebuie să aveți la voi neapărat cremă de soare și ceva spray anticăpușe. Antițânțare, anticăpușe, orice merge. Tare a început să bată vântul. Iată și o pârlă. V-am spus eu că pe aici mișină tot felul de vietăți. Aceasta este Piatra lui Ioasa, așa se numește. Primul vârf mai înalt peste care trecem. Nu mai avem mult și ajungem și pe vârful Sulucu Mare, cel mai înalt din creasta Pricopanului.
A, și nu v-am spus, în drumeția asta vom sta două nopți cu cortul, pentru că avem de mers. Deci 3 zile în total, sau mai bine zis 2 zile, pentru că jumătate din prima și jumătate din ultima zile pierzi cu drumul, dus și întors. Vrem să străbatem cât mai mult din creastă și să ajungem și pe vârful cel mai înalt din masiv, adică vârful Țuțuiatu, care, țineți-vă bine, are 467 de metri. Râdem noi glumind, dar uitați, până aici am făcut vreo 300 și un pic de metri și uitați cum se vede câmpia în depărtare. Parcă am fi urcat 1000 de metri. Și oricum, suișul aici nu este doar urci atât. Urci, cobori, urci, cobori. Deci diferența de nivel este mai mare decât cea de 3-400 de metri cât au în total acești munți. Este o liniște absolută aici. Mai filmăm și ceva floricele, nu doar insecte. Am urcat un vârf intermediar, vârful Vrajul, și în depărtare se vede localitatea Măcin, de unde am plecat noi, și unul din brațele Dunării. Și în depărtare de tot, unde se văd două coșuri, este Brăila. Vârful acela piramidal este vârful Sulcu Mare, cel mai înalt pe ziua de azi. Ca să ajungem acolo, trebuie să-l trecem pe acesta, care făcea mai în o glumă că seamănă un pic cu negoiu, stilul de urcare. Aici în vale avem de coborât. Vine așa și apoi se urcă pe creastă. Așa că pentru cine râdea de munții ăștia că sunt prea mici, eu zic să vă mai gândiți odată. Sunt ei mici, dar sunt foarte multe urcușuri și coborâșuri. Un fel de creasta Făgărașului, așa mai în miniatură. Și mare atenție, ia uitați, în spatele meu puteți să alunecați. Și ar fi și culmea să alunecați în Măcin. În această coborâre am descoperit și Sfinxul Dobrogean. Că întrebam de el pe unde e, uitați-l aici. Seamănă cu o figură de om care se uită într-o parte așa. Ia, dacă aveți puțin imaginație, seamănă. Vă spuneam că pe aici sunt și trasee de bicicletă. Vârf intermediar, Piatra Râioasă, 346 de metri. Și avem și o mumâie aici. Și în spate se vede, în următorul plan, vârful Sulcu Mare, unde trebuie să ajungem azi. Ia uitați, din unghiul ăsta spuneți că ar fi vârful Ciucaș, văzut dinspre cabana Ciucaș. Ultimul vârf intermediar, Sulucul Mic, scria. Și ultimul urcuș, Sulucul Mare în față. Ascensiune din seara asta, Sulucul Mare, 370 de metri, și
mai departe, ori puține vale să găsim. În loc de campate, oarece aici e foarte multă stâncă și necum să pui. Și oricum ești pe vârf și te bate vântul în toate direcțiile. Uitați și mănăstirea de unde am plecat, la prânz. Și uitați unde am ajuns acum. Am trecut prin efectiv toate vârfurile pe care le vedeți și nu le vedeți, pentru că mai sunt altele mai mici după acestea. Traseul trece efectiv prin fiecare miez de vârf. Am găsit aici, în spatele meu, un loc să punem cortul. Un loc cât de cât ferit de vânt, pentru că bate un vânt demențial în zona asta. Și după ce mutăm cortul, o să așteptăm și apusul. Dimineața este ora 6 și puțin, ne-am trezit la 5 și un sfert să prindem răsăritul și acum o să ne pregătim să ușor-ușor să strângem corturile și vom pleca mai departe pe creasta Munții Ormăcin, spre vârful cel mai înalt, vârful Țuțuiatu. Am strâns corturile și toate lucrurile care mai erau pe aici și acum vom pleca la drum în a doua zi a drumeției noastre din Munții Măcinului. În vale se vede poteca care va intra într-o pădure până la izvorul Italienilor. Este un drum nemarcat, așa că fiecare poate să o ia după cum se orientează, după care va începe un alt traseu care va urca pe Țuțuiatu, care se află undeva în nori, momentan, în spate de tot. Când ne apropiem de drum, trebuie să aveți grijă aici în vale că e o stână și sunt ceva câini. În față aveți vârful Sulucul Mare. Noi am venit acum undeva din stânga lui, unde am campat. Am coborât prin câmp, ne-am ascuns un pic de o stână care se află undeva în stânga și am ajuns pe un prim vârf, nu are un nume, după care vom continua drumul și chiar aici se vede o potecă, acela trebuie să fie drumul care duce mai departe spre
izvorul italienilor, de unde începe următorul traseu marcat. Ce vreau să vă zic despre traseul pe care l-am făcut ieri, cel cu bandă albastră care pleacă de la mănăstirea Izvorul Tămăduirii, este practic un traseu în formă de buclă, pleacă și ajunge în același loc. Puteți să faceți traseul acesta și într-o singură zi. Ideea e să vă calculați timpul cu grijă. În funcție de localitatea de unde veniți, trebuie să aveți grijă, pentru că munții, v-am spus, sunt ei mici, dar ideea e că diferența de nivel resimțită este mai mare. E mult mai mare, pentru că toată creasta Pricopanului este numai un sui și un coborâș. Așa că trebuie să vă calculați timpul cu grijă. După ce am oprit în poiană, am mers pe lângă pădure, pe drumul acesta. Aici e punctul de se intră în pădure, există și o băncuță. Vom face o mică pauză și ne vedem de drum mai departe. Eu zis pupăza. Se aude? Greier acolo, nu știu dacă se vede. Am gata și cu pauza și acum vom face stânga prin pădure. Aici e o intersecție unde vom face dreapta. Dacă prima parte a episodului, ziua de ieri, adică a fost pe stâncărie, pe pietriș, pe culmea Pricopanului, partea a doua este cu totul altfel. Suntem înconjurați de pădure, de sunete, de natură, vrăbiuțe și alte vietăți. Nu e marcat drumul, dar sunt săgețile astea care îți indică cam pe unde ar fi ok să mergem. Eu zis pupă asta din nou, chiar două. Continuarea traseului este pe sub copacul acesta. Marcajul de biciclete este aici. Vă puteți ghida după pătratul ăsta albastru.
vârful Sulucu Mare, de unde am plecat azi dimineață. Și am ajuns aici. Am mers ceva. Și localitatea Greci. Asta a fost Ciuțuiatul. Asta din dreapta mai ascuțit. Mergem să căutăm niște apă, mai luăm o pauză și ne pregătim să urcăm. Urcare destul de abruptă. Uitați aici săgeata pe care am mers în pădure. Și în partea aia este marcajul, este triunghi albastru. E un traseu care pleacă din localitatea Greci. Mai exact. Acesta este și izvorul italienilor. Noi am alimentat cu apă din altă parte pentru că aici curge foarte greu apa, gen încarci o sticlă într-o oră. Am ajuns și pe vârful Țuțuiatu, cel mai înalt din masiv, din Munții Măcin. Bate un vânt criminal. Bate un vânt formidabil aici și abia mai pot să țin camera în mână. În partea stângă se vede vârful Sulucu Mare, de unde am plecat azi dimineață. Bine, am plecat un pic mai din stânga, unde am campat ieri. În spate se văd restul de vârfuri și restul din culmea Pricopanului. Și astăzi am ajuns aici. În vale se vede localitatea Greci, de unde începe traseul.
Punctul cel mai înalt este aici, în stânca asta. Gata, am reușit să montăm și corturile, undeva mai ferit de vânt, pe vârful Tutuiatu. Mai există drumeți care au pus cortul și mai în pădure. Panoramă de pe vârful Tutuiatu. Ne aflăm în a doua zi din drumeție și astăzi este ultima zi de primăvară. Mâine va fi prima zi de vară, deci am făcut drumeția asta fix la granița dintre cele două anotimpuri. Ne-am așezat și acum o să așteptăm apusul, al doilea apus din drumeția asta. Sper să iasă, pentru că fix pe vârf acolo bate un vânt criminal, deci te mișcă efectiv cu totul. Abia am putut să iau câteva cadre cu panorama. Urcarea pe vârful Tutuiatu este destul de solicitantă, deși muntele nu este înalt, așadar niciodată să nu subestimați munții ăștia mai mici, chiar cei mai mici. Așa că trebuie să fiți pregătiți și pentru munții ăștia mai mici. Vă spuneam la începutul episodului că Marian va apărea din ce în ce mai des în episoadele următoare. Va fi a doua mascotă principală a seriei de episoade de munte. El cunoaște foarte multe zone din România, a fost cred că prin toți munții, merge de la vârsta de 10 ani pe munte, dacă nu chiar mai bine, eu de la 20, rușine să-mi fie. Pe Marian l-am cunoscut în episodul 5, la Revelionul din 2019, când am făcut și episodul acela cu satul Peștera, chiar în prima zi din an, unde cu ocazia aia am cunoscut și altă lume faină, iubitoare de muzică folk, unii dintre ei care și cântă și compun versuri și chiar poezii. Și țin aici să-l menționez pe domnul Viorel Simionescu, că prin intermediul lui l-am cunoscut pe Marian și pe restul lumii și mulțumesc pentru asta. Așa că voi continua mai departe cu seria aceasta de episoade despre munte și despre natură în general cu Marian și sperăm să vă arătăm locuri la fel de frumoase ca cele pe care vi le-am arătat și până acum, poate chiar mai frumoase și mai spectaculoase. Și voi face tot posibilul ca următoarele episoade pe care le veți vedea de acum înainte să fie și mai palpitante. Marian, cum ți s-a părut? Cele două zile a fost un traseu destul de plăcut. Și am mers la foc continuu. Cu foarte multe surprize. Mers voinicește. Da. Iată-ne la final cu o gustare, vârful Tutuiatu. O gustare de gustare, nu orice gustare. Da, da, da. Hai că deja salivează și camera. Da.
bine se vedea pusul despre care vă spuneam mai devreme că l-așteptăm. Priviți-l, e foarte spectaculos. În loc de apus s-au strâns niște nori. Dar nu e problemă că noi suntem împădurici aici. Cât de cât protejați. Aici este un loc în care se face foc de tabără, doar că noi acum am improvizat. Bună dimineața! Ne aflăm în a treia zi din excursia din Munții Măcin. În spate acolo au fost corturile, le-am strâns și acum am plecat la drum pe ultima porțiune din creasta principală a Munților Măcin. Traseul coboră pe aici, pe sub creasta aceea. Gata, final și de ziua a treia, și de excursie, și de episod. Sper că v-a plăcut și v-a fost de folos și acest episod. Nu uitați să vă abonați la canal, dați un like dacă v-a fost de folos și dacă v-a plăcut. Dați un share să vadă și alți prieteni ai voștri iubitori de natură. Și ne revedem data viitoare la următorul episod Acasă în natură. Am ajuns și în localitatea Greci.